De ce ai venit tu la Mireasa? De ce am venit la Mireasa? Mm-hmm. Pentru că îmi doresc să-mi formez o relație de lungă durată. Asta mi-am dorit întotdeauna. E practic visul meu din copilărie, pentru că admir relația părinților mei și tata este prima și ultima persoană din viața mamei mele și așa mi-aș fi dorit și eu să fie. Însă, nu... Citeam fișa ta de prezentare și ai spus acolo colegilor mei că până acum, până la 23 de ani, ai avut numai relații groaznice. Asta e cuvântul pe care l-ai folosit tu. Ce s-a întâmplat atât de groaznic acolo? Mie e destul de greu să vorbesc despre asta, pentru că e un episod destul de negru din viața mea. Am avut o relație cu un băiat pe care nu știe toată lumea, nici măcar părinții mei nu știu, pentru că am încercat să-i protejez cumva de a vedea prin ce trec. O relație de un an și câteva luni, care inițial a fost roz. Totul era foarte frumos, totul era... În fine, am renunțat la școala de subofițeri pentru relația respectivă, ca să mă mut în București. M-am mutat în București și de acolo lucrurile au degenerat foarte rău, pentru că era o persoană extraordinar de posesivă, o persoană extraordinar de violentă, o persoană care m-a amenințat tot timpul, care mă lovea tot timpul, care îmi vorbea foarte urât. Și foarte, foarte mult timp n-am spus nimănui toate astea. Nici măcar prietenilor mele. Țineam eu în mine și era foarte greu pentru că nu mă puteam descărca la nimeni. Nu puteam spune nimănui ce s-a întâmplat. Nu voiam ca părinții mei să afle pentru că știam că i-ar durea și s-ar consuma. Și atunci... Am ținut în mine. Foarte greu am scăpat, ca să zic așa, pentru că cumva depindeam de el foarte mult și, nu știu, mi-a fost foarte greu să fac pasul de a mă muta de acolo de unde stăteam separat. Acest băiat te-a pus să faci ceva ce tu nu-ți doreai? E un lucru de care nu sunt mândră și nu o să fiu vreodată. De asemenea, nici despre asta nu știau foarte multe persoane, pentru că mulți nu știu cum s-o perceapă. Mama și tata știu? Nu. Sau cel puțin nu știau. Acum, probabil, dacă spuneți că se discută afară... Tu nu ți-ai imaginat că în momentul în care o să vii aici... Te-ai mai uitat la sezoanele din trecut? O să se afle? Da, doar că nu-l văd ca pe un lucru atât de rău. Adică nu văd să afecteze persoanele din jur. A fost acum ceva timp, s-a încheiat de mult. Ulterior am lucrat acolo pe partea de suport, strict. Dar... Adică nu e un lucru care să fie așa de scandalos din punctul meu de vedere. E foarte bine că ești un om asumat. Sunt asumat, dar nici plăcere nu-mi face să vorbesc pentru că nu mi-a făcut plăcere în sine. Dar trebuie să vorbim pentru că mai bine află și cei de acasă și cei din casă, de la tine. Și aș vrea să oprim tot ce se întâmplă, toate discuțiile de pe net, pentru că astea, într-adevăr, nu sunt ok. Nu știu ce se discută, dacă doriți să-mi spuneți, cu cel mai mare drag. O să luăm o scurtă pauză și după pauză o să vedeți exact despre ce este vorba. Ne întoarcem. Telespectatorii aduc acuzații pentru una dintre concurente. Cine a făcut servicii de streaming pentru bărbați? Avem imaginile care vor zgudui casa Mireasa.